Este evident că legea în sine, legea numărul 121, este absolut vitală pentru combaterea discriminării, dar și ne oferă în condițiile respective un instrument real și aplicabil în vederea apărării drepturilor persoanelor, în special social vulnerabile. Însă, oferă totodată și un instrument pentru asigurarea egalității, indiferent de criteriile cu care putem eticheta anumite persoane. În lumina acestora este evident că noi avem nevoie de acea lege, de această lege, pentru că este utilă, practică și aplicabilă, în primul rând.